întâmplat, frumoasă Afrodita? Nu pot să-ți spun, mi-e rușine. Unde e Zeus? Draga mea, nu știu. A plecat, dar nu știu nici unde și nici pentru cât timp. Ce s-a întâmplat? Mi-a apărut un rid. Ah. Te rog frumos, lasă-mă să văd. Știi foarte bine că am aceleași puteri ca și soțul meu. Așteaptă puțin, te rog, stai nemișcată. Ah. Privește, era doar o urmă de pudră. Vai, ce prostie, mulțumesc. Nenorocire, nenorocire. Ce s-a întâmplat, Hephaistos? Oh, titanul de Prometeu a furat focul de la mine din vatră și l-a dat muritorilor. Cum e posibil așa ceva, Hephaistos? E numai vina mea, amorită Hera. Am adormit un pic, iar șiretul de Prometeu s-a strecurat pe nesimțite și a furat focul din vatră. Of, Olimpul este mai rău ca un sat fără câini. Poruncesc să fie prins imediat Prometeu și înlănțuit pe muntele Caucaz. Așa să fie, amorită Hera. Era și timpul să apari, Zeus. Nu știu cum se face, dar mereu când sunt problemele cele mai grave, tu ești dispărut. Știi foarte bine că zeii sunt sensibili și emotivi și au nevoie să fie sprijiniți în acțiunile lor. Vin acum! Ar trebui să-ți fie rușine, rege al zeilor. Comportamentul tău ar fi la fel de josnic și dacă ai fi un biet țăran muritor. Mă părăsești pe mine, soția ta legală, să te duci să te chefui la orice oră din zi și din noapte, cu fel de fel de muritoare, fără pic de considerație pentru sentimentele mele. Mai mult decât atât, în absența ta, toate atribuțiile îmi revin mie. Este foarte clar pentru toată lumea cine conduce, de fapt, Olimpul. M-am săturat! Nu mai urla! Draga mea, Hera, ea mă așteaptă aici ca o soție iubitoare ce este. Crezi că am uitat ce zi este astăzi? Astăzi împlinim 1643 de ani de când ne-am căsătorit. Iar floarea asta este de 1643 de ori mai mică decât prima pe care mi-ai oferit-o. Oricum află că nu am umblat brangura pe pământ, ci am găsit alături de mine să-i aduc aici să locuiască alături de noi în Olimp niște zei foarte talentați. Ce vrei să spun? Olimp este foarte bine condus și nu consider că avem nevoie de ajutoare. Și în plus, suntem deja destui, nu se poate, îmi pare rău. Draga mea, nu ai vrea și tu un secretar? Sau, nu știu, pe cineva care să-ți facă masaj? Sau cineva care să-ți facă curățenie, să-ți șteargă culoadele astea? Sunt foarte grăbuite. Ah, am uitat. Azi dimineață am fost la toaletă și era canalizarea înfundată. Oh, Zeus, ce nu faci o soție iubitoare ca mine pentru soțul ei? Ca să nu spui că sunt așa categorică, te las pentru început să mi-i prezinți. Bună seara tuturor! Numele meu este Orsa Sebastian Ovidiu din clasa 9A, iar în această seară voi fi Hermes, zeul zborului și al hoților. Deci, în concluzie, aveți grijă la portofele că fur și mi-au spur. Cam atât despre mine ca persoană, dar și despre mine ca zeu, dau cuvântul mai departe partenerii mele, Oana Fara. Bună seara, sunt Fara Oana, iar în această seară las faraonii deoparte și mă alătur zeilor ca zeița a lunii. Eu, Selene, sunt fica titanului Hiperion și al Teei. Întruchipez o femeie tânără cu un ten palid. Sunt preferata multor poeți, în special celor romantici, fiindcă o noapte luminată de mine trezește sentimente romantice. Dar sunt și zeul metalurgiei și al ferăriei, adică Hephaistos, un zeu special, așa ca mine. Eu zic să lași glumele astea. Eu mă numesc Ofeianca, a.k.a. Demetra. În caz că vreți să mă căutați pe Facebook, nu să dau accept la toată lumea. Reprezint zeița agriculturii, a toamnei și a fertilității chiar. Și prima oară n-am vrut să vin la acest bal, dar cineva trebuia să aducă și distracția, nu? Este Luisa Cocea. Vreau să vă povestim cum Cronos cu Gaia, lui Uranus, i-au tăiat măreția de bărbat, în mare a picat, spuma a format și pe Afrodita a creat. În sfârșit m-ai prezentat, am crezut că ai și uitat. Sunt zeița frumuseții și...
sunt adorate de toți regii. Afrodita, ții-te în minte ale mele jurăminte, frumusețea știi bine, pe mine m-a fermecat cel puțin. Adică, na, tânăr eram, păduri cu trei eram, îmi bătea inima în piept de credeam că sunt de fapt. Atena, acum de mine, doar pentru că sunt un zeu. Tu, zeița înțelepciunii, a războiului, Poți să-mi dai, te rog frumos, un sfat? Apollo, zeul soarelui și a luminii, cum vrei să coborâm noi pe pământ? Lumea ne va recunoaște imediat. Decât dacă ne deghizăm în elevi. Asta e, ne deghizăm în elevi. Bun, dar cum găsim noi doi elevi asemenea ca noi? Ei, cum găsim? Uite acolo doi elevi și ne seamănă perfect. Să vedem ce zic oracole despre ei. Oana și Tudor. Ambii elevi în clasa a noua de. Oana este o persoană încrezătoare, optimistă și place să obțină ceea ce își dorește. Iar Tudor, o fire veselă, iubitor al dansului sportiv, mereu spune ceea ce simte și pe lângă, uitați-vă la el, uitați ce frumos e. El e frumos, eu e frumoasă, nici măcar nu se compară acolo. Tatăl meu, iar mama mea este Leto și drumul vieții l-am parcurs încet-o cu încet-o. Un frate geamă n-am și îl vedeți acolo. Artemis e numele meu, iar el este Apollo. Amarg, săgeț și zvenerată de toți muritorii, pentru că eu sunt, ați ghicit, zeița vânătorii. Uite! Uite, aici aș eu, Miss. Eu sunt zeul Dionis. Fetelor, nu e un vis. Toată lumea de azi știe, eu sunt zeul veseliei. Lăsați tristețea să plece și în vin să se nece. Haideți să bem în cinstea mamei mele, care se numea Semele, ce tânăr a murit ca așa Hera i-a urzit. Am o sarcină foarte nobilă, cea de a turna nectar în cupele zeilor. Păcat că nu pot spune același lucru și despre fratele meu, care întotdeauna... Auzit, draga mea scolă, ultimul război a fost un succes! Dar nu sunt eu zeul războiului, forții brutale! Da, al zeul al războiului. Bine, nu vezi că se uită lumea la noi? Bine, bine. Hai mai bine să ne prezentăm ca și pământeni. Noi suntem... Eu sunt Șoavă Roberta din 9B. Eu sunt Popa Radu din 9C. Iar acum sper că știți pe cine să susțineți, că dacă nu, asta Micuș o să-și facă treaba. Ridicarea nopții mă caracterizează frumusețea mea internă, puterea mea nemărginită. Da, da, și modestia. Să știi, am dat naștere somnului și morții. Drăguți copii. Așa e. Am o grămadă de puteri supranaturale, cum ar fi împrăștierea nopții peste tot. Păi, e și asta o putere. Sunt Hades, zeul infernului. Mie mi-a fost încredințată toată lumea supământeană. Un beci. Pe tărâmul meu sunt pedepsiți toți răufăcătorii. Sunt schingiuiți, bătuți cu pietre. Unde vrei să fii? Păi suntem la balul bobocilor și trebuie să ne prezentăm. Aha, deci trebuie să ne lăutăm. Păi să știe lumea pe cine să susțină. Ați simțit vreodată apa? Ați simțit vreodată spuma mării? Eu sunt Poseidon, zeul apelor. Îmi place primăvara, eu vi-o aduc. Sunt Maia, zeița primăverii. Mă place, mă place. Tu ai idee despre ce-i vorba? O sălitură în apă? Mă plăcește. Trăznet. Timpul va expira. Și cuvântul era? Un fulger. Extraordinar. Extraordinar, felicitări. O invităm
Mai bine! Ce spune oracolul în acest sens? Se pare că zeița Fortuna le-a zâmbit astăzi. Cei doi vor trebui să răspundă la niște întrebări simple. Să le ascultăm. Prima întrebare. Cum se numea câinele cu trei capete ce păzește infernul? Cum se numește, da? Hostel. No. Tu? Nu știu. Îmi pare rău pentru voi. Răspunsul era Cerber. Thank you.
să fiți schise, vă rugăm. Obstacolele acestea veți ajunge la stimabilul oracol, unde va trebui să turnați vinul din boluri. Mulțumesc de ajutor, Afrodita, Eros. Nu uitați să nu-l treziți pe fiorosul centaur. Să dăm startul. Eu zic să începem. Pe locul. Sunteți pregătiți? Fiți gata? Start! Cu grijă și la fată! Se pare că unii dintre voi au fost mai buni. Zeus, știam eu că nu toți merită să fie la noi în Olimp. Puteți ocoli, să zicem. Ei bine, vezi cât au dovadă și de inventivitate. Grijă, grijă la centaur. Dionis, știm că-ți place vinul, dar chiar așa să le răspor pe jos pentru tine? Meduza? Bet, am greșit balul. Înapoi! Everybody getting juiced when they see me. And put my face up on the TV. Rollin', rollin'.
Luminile și să vedem ce zice și vocea poporului. Așadar, zeița care va fi alături de noi în Olimp este... Spune mai repede. Ce zice vocea poporului? Zeița care va fi cu noi alături în Olimp va fi Oana Rădoi. Și zeul? Zeul. Cine va fi zeul? Luminile, vă rugăm. Draga mea, știi cum place democrația? Hai deodată, Zeus! Vocea publicului ce spune?
este... Tudor Broscă! Ce avem? Bine ați venit la Magnificul! Strălucitorul! Sclipitorul! Impresionantul! Grandiosul! Succesul! Importantul! Pasosul! Rockopul! Sunt Lux Players! Greu să te mai fiot în zilele noastre! Mai dreptate! Tocmai de aceea avem nevoie de ceva ajutoare! Suspans și... Se pare că avem plăcita! Fetele noastre vor aduce ustensile necesare primei probe. Rămâne între noi, bine? Nu mai ți-o da nimeni. Andrei, să le spunem ce am de făcut. În fața voastră aveți 5 plăcițe, între care una are o cheie ascultă. Voi trebuie să găsiți în care este. Folosim-vă doar gura. Ok, pornim. Cum spuneam, fetele tui. Și că dragostea trece prin stomac, dacă dragostea e o cheie metalică care te zgârici pe gât. Nu știu. Cum e? Pare că concurenții noștri... E ceva? Mă rog. Frișcă. Spuneți-ne un lucru, plăcinta este bună? Microfoane, dacă aveți nevoie să împărtășiți publicul cât de delicioase sunt plăcintele. Mai lăsați-ne și nouă la final. Sunt foarte bună. Vedem. Doamnelor și domnilor, bine! Yeah.
la maestră, orice activitate din lumea asta. Orice activitate. Orice? Orice activitate, o activitate. 17. Nu putem chiar orice. Aproximativ acum. Hai să auzim publicul, ce activitate să zicem? Fotbal! 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 Și Andrew, numește-te rog orice oraș din lumea asta. Craiova! Craiova! Numele tău, te rog? Lazar Bogdan. Lazar. Spune-mi, te rog, orice celebritate din lumea asta, nu contează că e femeie, bărbat, celebritate să fie. Schelu. Numele tău, te rog? Ciocoi Maria. Cum? Ciocoi Maria. Maria. Spune-mi, te rog, numărul camerei de hotel în care era cazat, în care era cazat Celo. Elo, Elo. 17. Perfect. Perfect. Mulțumesc, puteți merge, Toro. La început am avut o cutie. Cutia asta este foarte ciudată. În ea îmi pun toate premunițiile. Chiar acum câteva zile am avut un vis. Când m-am trezit, am scris și am visat și am pus în această cutie. Aduceți-mi, vă rog, o scară. Să pot să urc. Hai să vedem. Înăuntru avem un fel de tur, corect? În care avem o hârtie. Pe care scrie pace și cu două semne de întrebare. Hai să vedem dacă visele devin realitate. În visul meu. În Craiova. Chelo. Care era în camera din... Spate. Hai mă, spate! Ceva nu-i bine. Bă! Spate! Așa! Aleți să jefuiască marele casino din Las Vegas sunt... Doamnelor și domnilor... Da, este aici? Ce-ți lipsesc, Botoșenii? Ude, mai caute. Ok, după cum spuneam, hoții aleți să jefuiască marele casino din Las Vegas sunt, doamnelor și domnilor, Silviu și Dea!